With the wages, down with the rents. Up with the wages, down with the rents. Luna es la figa, la patente, red to lao, casa y fundamental. Luna es la figa. Bine regăsit prieteni, ce ați văzut? Da, acum 2-3 ore în Cluj, mă întorceam de la munte și am zis să opresc să văd ce e acolo. Câțiva tineri, 10, 20, 30, câți au fi fost, la da, care cereau dreptul la locuință mai ieftină, cred că, locuință socială în Cluj. E adevărat cel mai scump oraș din țara asta. Unii spun pentru care cea mai mare dinamică, alții spun că este nefiresc. Nu stau eu să judec, nu sunt analist. Bun. Dar m-am uitat la vibe-ul ăla de acolo. Uh, 1 mai. Unii sunt la grătare, alții cu nostalgia de că nu e așa pe timpul ce au îți luai Dacia aia în care eu suflai în jigler, curățai cu periuța de dinți, carburatorul și mergeai mai departe, o legai cu sârmă dacă are o problemă, dar ajungeai acolo cu niște bere de reghin sau de azuga, premiantele lumii, și jucai o tablă, jucai o miuță, un fotbal și totul era dintr-o dată altfel, ia că avem și noi partea noastră de capitalism. Pune în mă evident. Bun, și acum m-am uitat un pic la cine sunt oamenii ăia. Nu judec, ca să fie foarte clar, nu m-am pus să spun că fac prostii sau uh, sunt geniali. Oameni tineri care cer locuințe sociale. E un pic ciudat. Sigur că, în momentul în care afli că dreptul la o casă e un drept fundamental, așa strigau, da? nu ne este frică să facem scandal, dreptul la o casă e de fundamental, te întreb, dar de când e dreptul la o casă drept fundamental? Și aici deja, sigur, o să-mi iau niște ouă clocite în cap, pentru că nu pricep, că nu toată lumea, etc., etc., că nu, nu ți milă de oameni, n-ai suflet, n-ai inimă. Dar eu mă duc pe partea altă. Vezi dreptul la o casă nu este un drept fundamental. În societățile dezvoltate, oamenii de obicei stau în chirie. România, adevărat, este țara cu cea mai mare, cel mai mare procent de proprietari, undeva la 98%. Că s-a întâmplat acea conjunctură din 90, când ai, după ce ai primit casă sau apartament de la Ceaușescu, ai putut cumpăra pe niște sume de rizoriu, nu intru în amănunte. Dar să vii, dar de ziua muncii, și să ceri locuințe sociale pe ideea că dreptul la o casă este un drept fundamental, asta mi se pare un pic confuz, ca să nu zic exagerat. De ce? Ca să mă duc la cauze, sigur că lumea se mișcă. Există oameni care se mișcă odată cu lumea, există oameni care rămân în urmă. Există oameni care aleg flower power-ul anilor 70, anilor 60, în care lumea trebuie să fie un fel de paradis, nu așa, să trăim în natură, etc. Sigur că sunt elemente extrem de importante acolo. Da? Și eu mi-aș dori o natură fără peturi. Și eu mi-aș dori o, o, o lume în care animalele să fie respectate și oamenii să fie respectați. Doar că inegalitatea nu poate fi asigurată de cine. Da? Acea egalitate, că toți trebuie să avem o casă, toți trebuie să avem condiții extraordinare, este o visare. Condițiile ți le faci tu. Ce nu înțeleg foarte mulți oameni, că lumea intră într-un proces de învățare continuă. Nu mai există meseria pe care o ai, da, domnule, am o meserie la mână, am intrat într-o fabrică și eu de aici ies în pensie. S-a dus băieți. S-a dus. Va trebui să învățăm în fiecare zi câte ceva. Lucrul ăsta că să ne dea casă, să ne dea locuințe sociale, mă, n-am văzut pe cineva în cărucior acolo, da? Dacă ai o dizabilitate, dacă ai o boală cronică, sigur, societatea trebuie să fie solidară cu tine. Nu poți, da? Și esența unei societăți dezvoltate stă în Exact solidaritatea pe care societatea dezvoltată o arată celor fără șanse. Dar celor fără șanse care nu-și mănâncă singur șansele, ci v-a spus dizabilitate, boală cronică, etc., etc. Așa când vii și îmi spui că vrei o casă la Cluj, cu chirii decente și cu locuințe sociale, sigur că aici există și partea în care, domnule, nu s-au construit locuințe sociale la Cluj. Pentru că în Cluj nu mai prea există stat și nici n-ar mai trebui să existe. Statul trebuie să normeze aspirațiile tale, puterea ta de muncă, inovațiile tale, ideile tale, antreprenoriale. Eu nu doresc, ce puțin eu, da? S-ar putea să greșesc. nu doresc o lume în care statul să vină și să-mi dea. Am avut o astfel de lume. Nicolae Ceaușescu a încercat să o construiască. Amintiți-vă de planul alea că satele trebuie să fie rase, să fie două-trei mari blocuri și cantina să fie la parter, să avem o budă și dușuri comune acolo la capătul coridorului, să mâncăm cu toți aceeași mâncare, să fim cu toții în aceleași locuințe, să existe un singur standard. Bine, nu se referea probabil la mahări din Partidul Comunist. Acum să vii și să ceri astfel de lucruri, Poate greșesc, dar mi se pare că oamenii exagerează. Mai ales când ești tânăr. Am înțeles, ai venit în Cluj. Știai că e cel mai scump oraș din țară. Bucureștiul la 1600 de euro metru pătrat, Clujul la nefinisat sau la semifinisat este undeva la 2500-2600. Prețurile cresc în continuu. Prețurile nu ar crește dacă n-ar exista cerere și oferte. Este un joc. Ori în momentul în care vii și spui că vreau chirii mai ieftine, am vorbit cu doi trei de acolo, domnule, îți prea scump pe chirile în Cluj. Și am zis, păi nu plătiți, păi n-am să bani, eu vreau să am chirie. Păi și mă poți obliga să scad chiria? Da, dar în Berlin, în Berlin, dar nu poți să intervii în economia de piață. Și am zis, capitalism, dar nici chiar așa. Băi, băieți, capitalismul înseamnă că cineva oferă și cineva plătește. Dacă ar fi un milion de apartamente în Cluj, ar fi 200 de euro. Pentru că nu sunt un milion, chirile sunt 500 de euro. Zonele bune sunt zonele bune. Plătești zonă, plătești dinamică, plătești vaibul orașului. Și atunci cumva, știi, ai, ai un sentiment ăsta de... Nu de respingere, că acum nu e o respingere de a fără un, un pic de compasiune. Apoi Bă băieți... Uh, societatea normală nu este asta pe care vreți voi să -o, o construiți, sau cel puțin o clamați. Uh, uite, cunosc oameni în Franța care au zis, da, m-am măritat sau m-am însurat, pentru că din două, din două salarii pot să plătesc o chirie și cheltuieli. Uh, noi vrem flower power. Să fim în Cluj, că e fain Clujul, că e vaibul, că e Europa, că e a mai mare dezvoltare, ce-au zis Banca Mondială. Astea costă, băieți. Stai la Clujului, că stai la terase și bei un frape, costă. Frapeul ăla costă 25 de lei. Ah, sigur că te enervează. Dar există și alte orașe unde frapeul ăla este 5 lei. Nu te muți acolo. Și nu vorbesc acum ca și cum aș vorbi cu oamenii care protestau. Ei au treaba lor. Eu am văzut, am oprit să văd despre ce e vorba. Însă se, se, duce totul către un fel de stângism de anii 60, în care ni se pare că, sigur, ai dreptul să protestezi pentru orice, asta e o libertate, asta este un, un, un simptom al, al, sănătății societății, dar nu pot să cer lucruri care mi aparțin mie. Da? Îți dau, o chiri, îți dau în chirie. Eu cer cât vreau eu. Dacă sunt în tălău, cer 1000 de euro și nu-mi dă nimeni 1000 de euro. Dar nu pot să-mi ceri, dă-mi o cu 100. Adică cere și ofertă lucruri aproape prin mijenă să le explic. Probabil o să spună câțiva, dar ce cu chestia asta? ce cu chestia asta? S-a întâmplat. Și atunci vreau să să, 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 gândim un pic dacă vrem o societate normală, bazată pe cunoaștere, și cunoaștere înseamnă și bani da, în buzunar, sau vrem o societate care să meargă mereu între un fel de stângism, un fel de Podem, Podemos se numește în, în Spania, aici se numește, nu știu, mai este ceva partid, lângă alea care cer un fel de, de uh, nu știu, o stângă de aia chiar marxistă. Nu are legătură cu jignirile cu neomarxistii și cu de asta, ci se duc culmea oameni care au trăit în societăți libere și care încet, încet alun, merg pe stânga doar pentru că acolo îi poartă frustrările, aspirațiile, neîmplinirile, etc. Ce ați văzut azi în Cluj? Lumea fotografia, sau au străini, erau și o mulțime de străini între cei care, care protestau sau care cereau, n-ar vrea să se simtă jigniți, da? Am văzut că au scos un ziar, se numește Cărămida, da? un ziar al echității imobiliare sau ceva în genul ăsta, nu știu pe unde m-am pus pe undeva, pe mașină, dar dintr-o dată te simți așa învăluit într-o... Știi, oare ce vor oamenii ăștia? Băieți, puneți mâna și învățați, știu, ați făcut o facultate, poate două. Economia reală nu te întreabă ce studii ai, economia reală te întreabă ce știi să faci și pe câți bani vrei să faci și dacă pot eu economia reală îți dau banii dacă nu, nu. Dacă nu poți să să-ți dau banii aia, nu poți să să-ți plătești chiria. Și atunci va trebui să te îndrepți ori către alt domeniu, ori către alt oraș. Cu, toată, cu tot dragul, spun chestia asta. O mică așa, uf, înțelegi? Nu e o emisiune, e o vorbuliță, doar pentru că i-am văzut. I-ați văzut și voi acum. Să aveți o zi minunată, de întâi, mai muncitoresc, capitalist, de care vreți voi. O zi bună.